Partidul Național Liberal și-a propus să fie mai aproape de oameni din 2017. Președintele liberalilor, Ludovic Orban, a comandat un sondaj care va avea loc în această toamnă, prin care va vedea clar câte procente are partidul său, dar și ce vor românii din clasa politică. Nu mă hazardez, am văzut sondajul, este realizat de Institutul Avangard, care de regulă lucrează la comanda partidului de guvernământ. Eu, de exemplu, vă spun că este imposibil ca PSD să fie la scorul la care a fost în alegerile din decembrie. Este imposibil. Pentru că înregistrează pierderi masive, nu numai în Ardeal, înregistrează pierderi masive și în Moldova, și lucruri care le-am văzut cu ochii mei. De asemenea, cred că și scorul Partidului Național Liberal e un scor care, după părerea mea, încă trebuie privit cu circumspecție. Eu nu mă îmbăt cu apă rece. Noi vom comanda o cercetare sociologică, INDEF se numește, o cercetare sociologică profundă, pe minim 30.000 de subiecte, astfel încât să vedem fotografia la zi. Ne interesează numai scorurile partidelor, ci ne interesează ce așteaptă populația, ce ne mulțumește populația, care sunt aspirațiile populației, interesele și obiectivele, pentru a putea răspunde printr-un program care să se adreseze cu adevărat nevoilor oamenilor și care să prezinte soluții concrete de rezolvare a acestor nevoi. O altă măsură luată de conducerea PNL este ca liderii liberali să fie mai activi în teritoriu. Intensificăm relația cu oamenii, cu cetățenii. După cum bine vedeți, eu de la alegere am fost prezent în Iași, Lețcan, Belcești, Neamț, și nu numai eu, în Piatra Neamț, în Suceava, astăzi sunt la Vaideni, la Îmbătita Dorului. Toți colegii mei din echipa de conducere dau semnalul către toate organizațiile să se apropie de oameni, să intervină pentru rezolvarea problemelor oamenilor, să vină în întâmpinarea așteptărilor și nevoilor pe care le au oamenii. Deci trebuie schimbată abordarea. Sigur, ne luptăm cu PSD la baionetă pe toate fronturile, dar trebuie să arătăm oamenilor soluțiile cu care rezolvăm problemele care există în societate și în economia românească. Președintele PNL a mai susținut că liberalii nu refuză să intre la guvernare, însă nu în orice condiții, afirmând că soluția cea mai potrivită ar fi convocarea alegerilor anticipate.